Salutul meu pentru noi toți este un an nou lângă Domnul. Un an nou lângă Domnul. Dar ca să ai un an nou lângă Domnul, trebuie să accepți provocarea pe care Domnul o aruncă lui Avram. În capitolul 17 îi se arată, se prezintă, eu sunt El Shaddai, Dumnezeu cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Dragii mei, problema, nici în anul 2023 nu va fi cu Domnul, ci cu noi. Noi am fost mușcați de păcat și noi suntem împinși spre jumătățile de măsură și compromisuri. Și de aceea, Domnul, dacă vrei binecuvântarea Lui, a prezenței Lui, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Cu alte cuvinte, recunoaște-L pe El ca singurul Dumnezeu în cer și pe pământ, ca singurul care poate binecuvânta, poate păstra viața, poate da fericirea, ne poate garanta veșnicia. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Dar ce promite Dumnezeu lui Avram? Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. În anul 2022 și vom continua în anul acesta, dacă Dumnezeu ne va ține, vom sta lângă istoria afacerii unui nume. Și dacă mai țineți minte, am trecut prin Genesa și Apocalipsa și Tavi a încercat să lege cele două margini ale cărții la oaltă, să ne arate că tot ce a stricat omul în primele capitole din Genesa repară Dumnezeu în ultimele capitole din Genesa. Fără însă ca Apocalipsa să ne lasă să credem că la urmă va fi bine pentru toți. Unii vor fi înăuntru, alții vor fi afară. Cu alte cuvinte, alungarea din Eden, din capitolele Genesei, o regăsim și în Apocalipsa. Și de aceea, tot ce ne cere Dumnezeu și în anul 2023 este să rămânem lângă Domnul, să alegem calea cea bună pentru a avea un nume care să ne garanteze veșnicia. Dacă mă opresc în cartea Genesa, între capitolele 11 și 12 există o cumpănă apelor. Și în capitolul 11, Nimrod, vânător, vitează înaintea Domnului, adună toată populația globului, toți vorbeau aceeași limbă și în răzvrătire față de Dumnezeu spune să ne facem o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul, să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe toată fața pământului, cum a zis Domnul. Observați, așa pornește o pârtie culturală prin istorie, pârtia celor care vor da din coate să-și facă un nume legat de cărămizi și smoală. De sub umbra turnului Babel, Dumnezeu cheamă pe Avram și spune: Avrame, ieși din sistemul de valori al cetății Ur și lasă-mă pe mine să-ți fac un nume. Nu doar că te voi binecuvânta și îți voi face un nume mare, ci vei fi o binecuvântare și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Priviți-i pe cei doi, Nimrod și adepții lui, cu cărămizile și smoala realizărilor lor culturale în mână. Avram, dragii mei, mai ales în capitolul 17, unde Dumnezeu aruncă provocarea, umblă înaintea mea, fii fără prihană, îi schimbă numele. Avram înseamnă tată măreț. Ori dacă așa te cheamă, tată măreț, înseamnă că trăiești toată viața în oglindă, admirându-te ca vrăjitoarea din albă cu zăpada. Dumnezeu îi schimbă numele în Avram, îl întoarce cu spatele la oglindă și cu fața spre oameni, tatăl unei mari mulțimi. Și până în ziua de astăzi, și noi, dragii mei, suntem sămânța lui Avram, fii ai lui Avram, descendența lui Avram, moștenitori împreună cu Avram. Dar observați, sunt două părți culturale. Îți faci numele și atunci dai din coate, urci scara socială, înveți, aduni și în felul acesta devii mare, în ochii tăi și în ochii altora. Sau lași pe Domnul să-ți facă un nume mare. Dar cum o face El? Foarte simplu. Alipindu-te de El și alipindu-se pe sine de tine. Spuneți-mi, e puțin lucru să fii numit cu numele lui Dumnezeu? Eu sunt Domnul Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov. Ar fi puțin lucru ca Dumnezeu să se numească
Dumnezeului Beniamin fără Gău? Dragii mei, indiferent unde mi-a scrie numele, nu se compară cu numele pe care mi-l dă Dumnezeu, alipindu-se de mine și alipindu-mă de El. Observați, Geneza și Apocalipsa călătoresc pe istoria afacerii unui nume și toate se opresc, Apocalipsa se oprește pe destinul veșnic al numelui. Dacă Dumnezeu ți-a făcut un nume și pe frunte și pe inima ta este scris numele Lui, vei fi înăuntru, vei avea acces la pomul vieții, vei fi invitat în împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă refuzi oferta lui Dumnezeu și accepți numele fiarei, vei rămâne afară. În ultimă instanță, toți alergăm după un nume, pentru că ține de chipul lui Dumnezeu în noi. Nevoia de semnificație ne împinge în direcția aceasta. Numele ne dă identitate, valoare, dar ne hotărăște și destinul veșnic. Dacă asta a fost anul trecut, cum vom continua în anul acesta? Pe aceeași istorie afacerii unui nume. Și de data aceasta, eu nu sunt direct legat de Avram, nu sunt evreu, decât dacă nu știu. Dar cum îmi face mie Dumnezeu un nume astăzi, sie, nouă, tuturor, un nume astăzi, în 2023? Exact în același fel, alipindu-ne de Dumnezeu, ca numele Lui să devină și numele nostru, și numele nostru să fie legat de numele Lui. În Matei îl întâlnim pe împăratul, pe mielul pe care l-am cântat, pe cel vrednic. Și atunci când noi acceptăm jertfa lui și devenim mireasa lui, el împarte cu noi moștenirea lui, scaunul de domnie al tatălui. Spuneți-mi, ar putea cineva tânji la un nume mai mare decât acesta? Să șez pe scaunul de domnie al Domnului, celui ce va birui, va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie, spune Domnul Iisus, după cum și eu am biruit. Și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Dar, deși El a murit pentru toți și Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii, nu toți oamenii vor fi mântuiți. Largă e calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea. Și îngustă e calea care duce la mântuire și puțin intră pe poarta îngustă, pe poarta strâmtă. Cartea Deuteronom va aduce condițiile ca eu să mă lipesc de Hristos și Hristos de mine și în felul acesta numele meu să fie mare. Știți în ce se adună cartea de Deuteronom? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Alipirea de Dumnezeu trebuie să fie 100%. Nu poți face cu jumătăți de măsură. Și atunci ești mireasa lui Hristos. Vei purta numele lui Hristos. Vom ședea pe scaunul de domnie a lui Hristos. Am văzut de unde venim și încotro ne ducem în anul acesta și prima carte, prima zi din an și întoarcem prima filă din Evanghelia după Matei. Dar după cum observați, am așezat Evanghelia după Matei pe simbolul unei menore a unui sfeșnic cu 7 brațe. Și dacă sunteți atenți la imaginea de pe ecran, menora are o verticală, axa și talpa ei, care susține de fapt totul. Și am tăiat menora cu orizontală, pentru că pe cele două coordonate curge Evanghelia după Matei. Dar de ce tocmai o menoră? Pentru că simbolul acesta îl găsesc atât în Vechiul cât și în Noul Testament și văd cum lucrurile se leagă la oaltă și menora sau sfeșnicul din Vechiul Testament se transformă în altceva, în Noul Testament rămânând totuși în ochii lui Dumnezeu un sfeșnic purtător de lumină. De pildă, dacă mă întorc în Vechiul Testament, aveți cortul întâlnirii, intrăm dinspre răsărit, găsim altarul, ligianul și apoi cortul propriu-zis cu cele două încăperi ale lui. În Sfânta Sfintelor este tronul lui Dumnezeu și Dumnezeu Tatăl este numit Cel ce șade între heruvimi. Apoi am masa pentru punerea înainte și altarul tămâierii. Dar dacă este casa lui Dumnezeu, a triunului Dumnezeu, l-am găsit pe Tatăl. Unde este Fiul și Duhul Sfânt? În Apocalipsa, când Ioan se întoarce să vadă pe leul din seminția lui Iuda, el vede un miel care părea junghiat, avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale Dumnezeu, trimise pe tot pământul.
nu vă sugerează lucrul acesta sfeșnicul cu cele 7 brațe și cele 7 candele care își aruncă lumina asupra celor 12 pâini? Ah, acolo este și Fiul și Duhul Sfânt, reprezentați în sfeșnicul cu cele 7 brațe și cele 7 candele. Dar ăsta este Vechiul Testament, istoria continuat. Hristos a întrupat într-o iesle, a fost răstignit pe o cruce și a înviat a treia zi din morți. 40 de zile a vorbit cu ucenicii săi și s-a înălțat la cer, spunându-le, rămâneți în Ierusalim până voi trimite făgăduința Tatălui meu peste voi. Și în camera de sus erau adunați ucenicii Domnului Iisus Hristos. S-a auzit un vâjit ca vâjitul unui vânt și niște flăcări de foc s-au așezat pe capetele celor aflați în camera de sus. Faceți, vă rog, translatarea imaginii din Vechiul Testament. Ceea ce purta lumina, candelele, Duhul, cele 7 duhuri al Dumnezeu, era corpul sfeșnicului, turnat dintr-o bucată. În Noul Testament, ceea ce trebuie să poarte aceeași lumină a Duhului Sfânt este nu Hristos, ci trupul Lui. Tu și cu mine. Noi suntem chemați într-un fel să continuăm, să continuăm istoria, să purtăm lumina. Dacă l-aș întreba pe Pavel, Pavel, când te-ai întâlnit cu Hristos cel glorificat, ce s-a întâmplat în mintea ta? Ascultați cum rezumă Pavel toată experiența lui. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cu alte cuvinte, eu sunt purtătorul candelelor. Și viața pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit, s-a dat pe sine însuși pentru mine. Sau dați-mi voie să-l citesc pe Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 la 20. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Proslăviți dar pe Dumnezeu, purtați-L pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Ce incredibilă transformare din Vechiul în Noul Testament. De data aceasta este un sfeșnic viu format din trupurile noastre, din mireasa lui Hristos, din purtători ai Duhului Sfânt, din purtători ai lui Hristos prin lumea aceasta. O imagine dinamică care înregește împărăția lui Dumnezeu. Este oare de mirare că am așezat conceptul de biserică pe simbolul menorei? Cu cele două coordonate majore ale ei. Țineți minte, în capitolul 1 din Apocalipsa, Ioan este pe insula Patmos, aude un glas înapoi a lui, se întoarce să vadă glasul și când se întoarce, vede 7 sfeșnice de aur și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe Hristos cel glorificat, împăratul, domnul bisericii. Cele 7 sfeșnice sunt cele 7 biserici. Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodicea, Irisul, Mănășturul, Viena, Statele Unite, indiferent unde am fi. Dragii mei, biserica este chemată să fie purtătoarea luminii. Oare, de ce a spus Domnul Iisus ucenicilor săi? Voi sunteți lumina lumii. Oamenii n-aprind lumina să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic, să lumineze celor din casă. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Oamenii, dragii mei, dacă sunt creștini cu adevărat, trebuie să fie mai mult decât un praf alb care rupe dinții altora. Trebuie să fie sarea care dă gust și împiedică putrezgaiul păcatului adus în lumea aceasta. Biserica ar trebui să fie purtătoarea luminii. Și cu această introducere, veniți să intrăm în Evanghelia după Matei. Nu vă pun să ridicați mâna să-mi spuneți cât ați început cel puțin să citiți cartea, dar hai să o facem împreună în această dimineață, memorând primul verset din Evanghelie. Textul spune, cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Nu-i foarte complicat, spuneți cu mine. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Observați, încă de la început, Domnul Iisus este așezat pe vâna aceasta a promisiunilor lui Dumnezeu din Genesa până în Maleahi. El este nu doar
Sămânța lui David este și rădăcina lui David. Cu alte cuvinte, trebuie să cobor în istorie, dincolo de David, sau mai devreme decât David, până la Avram și de la Avram. Deci înainte să fi fost Avram, sunt eu, a spus Domnul Iisus. Egoemii au vrut să-L omoare cu pietre pentru afirmația Lui. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Dacă revin la imaginea menorei și așez pe ea, pe cei doi, pe David și pe Avram, și Domnul Iisus care este fiul și unuia, fiul și celuilalt, observați, fiul lui David reprezintă verticala menorei, fiul lui Avram reprezintă orizontala menorei, fiul lui Avram este moștenitorul tuturor promisiunilor făcute lui David, iar fiul lui Avram trebuie să fie împărțitorul acestor promisiuni, pentru că Dumnezeu l-a chemat pe Avram ca toate familiile pământului să fie binecuvântate în sămânța lui. Și așa Iisus Hristos adună într-un fel binecuvântarea și împarte binecuvântarea. Dar El câștigă binecuvântarea de unul singur, în Ghețimani, până și cei mai brezucenici dormeau. El a trebuit să dea bătălia de unul singur. În schimb, la împărțirea binecuvântării are nevoie de tine, are nevoie de mine. La împărțirea binecuvântării El o face prin biserica Lui, indiferent cine ai fi sau indiferent cine aș fi. Dar lasă-mi voie să las pe Avram, pe David și să mă opresc lângă Saul din Tars, un tânăr mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul lui, aproape de Sinedriu, la o vârstă fragedă pentru el, 20 și ceva de ani. Cu scrisori de acreditare a pornit spre Damas, să prindă pe ucenicii lui Hristos să-i arunce în temniță și dintr-o dată, deasupra lui strălucește o lumină și aude un glas: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și în momentul acela cade cu fața la pământ și pune o întrebare: cine ești, Doamne? Și ascultați răspunsul: eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. S-ar fi greu să arunci cu călcâiul într-un țepuș? Și în momentul în care realizează cine îi vorbește, pune a doua întrebare: ce vrei să fac? Observați verticala și orizontala? Cele două întrebări trebuie puse și trebuie să găsim răspuns în această ordine la ele. Până când n-ai primit răspuns, pentru că n-ai pus întrebarea cine ești, Doamne, până atunci a doua întrebare nici măcar n-are sens. Lumea asta este plină de activiști, dragii mei, bisericile abundă de ei. Dar întrebarea mea este: câți dintre noi am primit răspuns la prima întrebare? Ca să putem fi martorii lui Hristos, să-L reprezentăm pe El, să-L purtăm pe El. Pe cine îl reprezentăm? Două întrebări puse de Saul din Tars, care se rostogolesc deasupra istoriei sau de-a lungul istoriei și pe care trebuie să ne repunem fiecare dintre noi. Cine ești, Doamne? Și ce vrei să fac? Și cu asta aș vrea să intru în Evanghelia după Matei, plecând de la primul verset, ca să notăm împreună câteva texte cheie din Evanghelie. Și în mod normal trebuie să călătorim pe cele două coordonate. În primul rând ar trebui să călătorim pe coordonata verticală. Acolo trebuie să ne întâlnim cu împăratul și să fim invitați în împărăția lui, pentru că atunci când cine ești, Doamne, primește un răspuns, răspunsul nu poate fi decât da, sunt împărat, dar împărăția mea nu este de pe planeta aceasta. Și în momentul în care vin curios ca și Nicodim într-o noapte la Domnul Iisus să primesc răspuns la întrebarea aceasta, nașterea din nou îmi deschide porțile împărăției și împăratul mă invită să devin mireasa lui, verticala. Abia apoi putem vorbi despre misiunea împărăției. Noi ne-am grăbit la a doua întrebare, pentru că suntem nerăbdători într-un sfârșit sau am vrea să ajungem într-un sfârșit acolo. Dar prima întrebare de mine esențială, așa că dați-mi voie să mă opresc mai întâi pe verticala menorei. Dacă mă gândesc la menoră și aș pune prima întrebare, cine ești, Doamne? Cine ești, Doamne? Ar trebui să pornesc de la versetul 3 din capitolul 11. Dați-mi voie să vă aduc aminte despre ce-i vorba.
Ioan Botezătorul și-a început lucrarea, s-a produs o mișcare în Israel, dar el a început să-l acuze pe Irod și este aruncat în temniță și la un moment dat, așteptându-și sfârșitul, trimite pe doi din ucenici la Domnul Iisus să-l întrebe: tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Acum poate că întrebarea nu are relevanță pentru tine, ai răspuns la ea, dar gândiți-vă doar la evreii din zilele noastre. S-au adunat în țara lor și una din întrebările care îi frământă este: tu ești acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Când am fost în Israel, știți ce am auzit? Voi aveți Hristosul vostru, noi îl așteptăm pe al nostru. Cu alte cuvinte, noi nu suntem cu Hristosul vostru. Noi încă îl așteptăm pe El. Dar tot mai mulți evrei au primit răspuns la această întrebare și corpul evreilor mesianici crește de la o zi la alta. Sunt mii, zeci de mii astăzi, dragii mei, care cred că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Observați, întrebarea nu s-a stins în istorie și dacă nu ți-ai pus-o în mod serios, nu te-ai întâlnit cu împăratul și nu ești parte din împărăția lui. Tu ești acela care trebuie să vină sau să așteptăm pe altul? Duceți-vă, spuneți-i lui Ioan, orbii văd, șchiopii umblă, săracilor lui se propovăduiește Evanghelia. Doamne, de ce nu ai spus da, nu? Ar fost mai simplu pentru noi toți. Pentru că îi trimite la profețiile Vechiului Testament. Isaia 61. Scriptura trebuie să fie temelia credinței noastre. Dar răspunsul la întrebarea lui Ioan vine un pic mai jos, dragii mei, în capitolul 16, versetul 16. De data aceasta, Domnul Iisus pune întrebarea. Ucenicii împreună cu el erau la izvoarele Iordanului, în Cezarea lui Filip, și Domnul Iisus îi întreabă: cine zic oamenii că sunt eu? Apoi unul că ești Ilie, altul prorocul, altul Ieremia, dar voi? Întreabă Domnul Iisus. Petru sare cu vorba: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Vedeți răspunsul la întrebarea lui Ioan? Domnul Iisus confirmă corectitudinea răspunsului Petre: nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care ești în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru. Și pe această piatră, pe piatra mărturiei pe care ai făcut-o, voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. Ce incredibilă descoperire! Te-ai întâlnit cu Hristos, ai recunoscut în El pe Cel trimis de Dumnezeu, Hristosul Dumnezeului Celui Viu. Dar de unde să știe Petru și ceilalți și noi și istoria că într-adevăr El este calea, adevărul și viața? Pentru aceasta, dragii mei, ar trebui să coborâm un pic mai jos la baza menorei. Acolo avem răstignirea și învierea Domnului Iisus Hristos. Și m-aș opri o clipă sub crucea Lui, deși abia am stat lângă ieslea Lui. Acolo pe cruce, dându-și Duhul sau încredințându-L în mâna Tatălui, a strigat: s-a isprăvit. Și în felul acesta împăratul însuși a deschis drumul spre casă. Drumul spre împăcarea cu Dumnezeu. Sub cruce era capitanul împreună cu ostașii care duseseră la bun sfârșit porunca lui Pilat. Își împărțeau hainele între ei, n-au știut ce să facă cămașa, tocmai trăgeau la sorți. Când soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis. Și mulți din cei ce muriseră au înviat și după învierea lui Hristos au intrat în cetate. Dar s-a mai întâmplat ceva. În momentul acela, ca tapeteasma din templu s-a rupt de sus și până jos și invitația lui Dumnezeu de a ne întoarce acasă era făcută. Împăratul însuși a deschis porțile împărăției. În epistola către evrei, în concluzia cărții, avem adunat lucrul acesta în cuvintele apostolului Pavel. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă, liberă, în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru,
Adică trupul său, da? Trupul său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Ce spuneți de o astfel de urare de anul nou? Să ținem fără șovăire la mărturisirea credinței noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Împăratul însuși, prin jertfa Lui și prin învierea Lui din morți, a redeschis porțile împărăției și ne putem întoarce acasă. Tatăl ne așteaptă ca pe Fiul risipitor, cu brațele deschise. Dar vreau să vă întreb, cu ce preț s-a înfăptuit lucrul acesta? Cu ce preț? Căci nu cu aur și cu argint ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire, ci cu însuși sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, care a fost cunoscut înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat pentru noi acum, la sfârșitul veacurilor. Nu cu aur și cu argint, ci cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Când te întâlnești cu împăratul și începi să cântărești cât de cât prețul plătit, pentru ca tu să te poți întoarce acasă, nu e așa că lucrul acesta ne încarcă cu responsabilitate? Cu responsabilitatea misiunii împărăției? Doar cel care s-a întâlnit cu adevărat cu împăratul, doar acela, se va simți obligat într-un fel să intre în jug alături de el, să tragă la jugul lărgirii împărăției lui Dumnezeu, să devină parte din misiunea împărăției lui Dumnezeu. Doar acela. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. David a moștenit binecuvântarea, Avram trebuie să o împarte la toate familiile pământului. Ca fiul al lui David, el este singurul moștenitor. Numai el merită viața veșnică. Și dacă sunt în el, am viața, dacă nu sunt în el, n-am nimic. Numai el. El a fost dovedit că a umblat înaintea lui Dumnezeu fără prihană. Nu Avram și nu eu. Dar ca fiul lui Avram, el a trebuit să împartă moștenirea, să împartă binecuvântarea la toate familiile pământului. Dacă ai răspuns la prima întrebare, a doua este inevitabilă. După cine ești, Doamne, nu poți să te oprești fără să zici ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Lasă-mi voie să mă opresc lângă orizontala, care taie menora și care se întâlnește cu verticala, în capitolul 16. Totul începe în capitolul 4, versetul 19, când Domnul Iisus se plimba pe malul lacului Genezaret și vede o barcă trasă la mal în care tatăl împreună cu fiii spălau mrejile. Și Domnul Iisus se oprește, se uită la ei și strigă: hei, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. El n-a spus: veniți după mine și vă voi învăța cum să frământați lutul și să puneți smoală și să faceți cetăți și să înmulțiți realizările voastre culturale. Observați, linia lui Avram este dusă mai departe, tatăl unei mari mulțimi. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Dar se ridică o întrebare. Și Tavi a zgândărit întrebarea aseară, citind din cartea pe care tocmai a primit-o de la cineva. Când mă gândesc la Matei 4 cu 19, mă întreb, pe cine cheamă Domnul Iisus? Veniți după mine și vă face pescar de oameni. Cum erau cele două cuvinte? Fiecare, tot timpul, nu? Astea erau cele două cuvinte. Am creat biserici, dragii mei, amfiteatre în care eu vorbesc, dumneavoastră dormitați. Nu vă văd oricum, reflectoarele sunt în ochii mei, puteți să dați impresia că vă rugați pentru mine. Dar asta este realitatea pe care am creat-o. Unde este legătura frățească în care ne mustrăm, ne ridicăm unii pe alții?
ca să fim ceea ce ne-a chemat Hristos să fim. Andrada, m-am bucurat de faptul că ai avut puterea să lași scenele și să ai grijă de prunci. Ei sunt veșnicia din casa ta, nu ce realizezi tu. Ei, copiii noștri, noi vom popula împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, chemarea Domnului Iisus este pentru fiecare dintre noi, tot timpul. Viața este altarul preoției noastre. Când ne-am frământat cu o întrebare, ce-i lucrarea creștină? Să cânți în cor, să spui poezii, să fii la pian, să pregătești o predică? Nu, dragii mei. Lucrarea creștină nu se întâmplă în aceste patru ziduri. Lucrarea creștină este acolo afară, la slujba ta, în familia ta, pe strada pe care locuiesc. Viața este altarul preoției mele. Lucrarea creștină este orice activitate legitimată de mandatul cultural. Strângi fasole, să faci o zamă pentru cineva, asta este lucrare creștină. Speli vasele, e o lucrare creștină. Alergi la servici, e o lucrare creștină. Pentru că ești preot al lui Dumnezeu, 24 de ore pe zi. Chemarea Domnului Iisus este pentru fiecare dintre noi. Pentru fiecare dintre noi. Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului, a spus El. Lucrarea creștină este orice activitate care a fost subordonată conștient și creativ mandatului preoției. Sunt mai întâi preot, apoi medic, mai întâi preot, apoi cizmar, mai întâi preot, apoi mamă, mai întâi preot, apoi orice fi. Eu mă scol de dimineață sau ar trebui să plec și să am o singură rugăminte la adresa Domnului. Fă-mă lumină și sare astăzi, în toate ocaziile pe care le deschis înaintea mea. Observați, așa a început misiunea. Veniți după mine și vă face pescar de oameni. Dar dați-mi voie să alerg până la sfârșitul orizontalei. Noi știm cu toții marea trimitere. Nu-i așa? Matei, capitolul 28, 18 la 20. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Ducându-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacurilor. Acum, pentru că știm versetul, nici nu-l mai auzim, nu-i așa? Nici nu-l mai auzim. Eu l-am recitat tot și l-am recitat corect. Dar dați-mi voie să-l desfac un pic. Am o singură poruncă în text. Faceți ucenici. Un singur imperativ. Și am trei instrumentale, trei gerunzii. Ducându-vă, botezându-i și învățându-i. Și noi am luat doar atâta. Nu ne mai ducem, îi invităm, de aceea ne-am creat amfiteatre și locuri în care oamenii se simtă bine. Dar, dacă vine vremea, în spatele acestor uși este un baptistier. Și îi cufundăm în apă și scoatem afară și îi punem în bănci și începem să le ținem predici. Am lăsat ceva afară? Lăsați-mi voie să mă uit un pic mai atent la textul nostru. Sunt două lucruri, botezându-i și învățându-i. Eu pot pune accentul pe a boteza și a învăța. Și atunci se întâmplă ce se întâmplă între noi. Îi muiem în apă, îi așezăm în bănci și informăm. Genesa, Apocalipsa, Matei, Deuteronom și noi de ani de zile călătorim prin cărțile Bibliei. Cum ar fi să mut accentul pe în cei botez și cei învăț? Nu așa ar fi normal? Botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului. Dar ce înseamnă asta? În ce să-i cufund? Cum adică să-i cufund în numele Tatălui? În capitolul 20, când doi ucenici aduși de mama lor, zice, Doamne, vrem ca unul să fie la stânga și la dreapta, Domnul Iisus îi întreabă, puteți voi fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat el? Nu era vorba de botezul cu apă, trecuse de mult, ci botezul suferinței. Pot fi cufundate în orice. Dar aici trebuie să fiu cufundat în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului. Ce înseamnă asta? Dragii mei, tot ceea ce Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt ne-au descoperit despre ei înșiși, Dumnezeul nevăzut în Sfânta Scriptură. Dar în cazul acesta, botezul este un proces de o viață, baptistierul este Scriptura și pe măsura botezării eu trebuie să cresc în răspunsul la prima întrebare. Cine ești, Doamne? Și dacă El este creatorul întregului univers,
Dragii mei, nu-L cunosc în 5 minute. Îmi va trebui o veșnicie să răspund la această întrebare. Cine ești, Doamne? Dar apoi observați în paralel, zice, botezându-i în și învățându-i să. Învățându-i să păzească. A învăța să păzești înseamnă mai mult decât a învăța să repeți ce ai auzit. Nu-i foarte greu să repetați după mine, Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. E foarte greu? Repetați după mine. Iisus este Hristosul Dumnezeului Celui Viu. Da? Nu-i foarte greu. Întrebarea este, ce-i sub afirmațiile noastre? Cum susține viața mea cuvintele mele? Cum se îmbucă cele două ca misiunea împărăției să fie posibilă? Observați, totul începe în Matei, capitolul 4, versetul 19 și începe procesul acesta al cufundării în ceea ce Dumnezeu mi-a descoperit despre El și a trăirii acelor lucruri și la un moment dat ajung la afirmația lui Petru, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu și ăsta este momentul convertirii. Dar procesul nu se oprește, procesul continuă mai departe, pentru că abia în momentul acela devin parte a misiunii, până atunci sunt un obiect al misiunii, atunci devin un misionar care acum m-am întâlnit cu Hristos, El locuiește în mine și îl pot duce cu mine peste tot. Și în felul acesta, împărăția lui Dumnezeu se lărgește. Misiunea împărăției cere un singur lucru, faceți ucenici de-a lungul vieții prin tot acest proces. Dar dați-mi voie să mă întorc înapoi la punctul peste care am sărit. Suntem în Cezarea lui Filip, Domnul Iisus pune o întrebare ucenicilor săi, cine zic oamenii că sunt eu? Păi unii zic că ești Ieremia, altul prorocul, altul. Dar voi, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Ce extraordinară realizare! Aproape când vine să stric, Petre, ai ajuns! Dar Domnul Iisus, după aceea, în versetul 21, începe să le spună că Fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim, să fie dat în mâinile bătrânilor, să fie batjocorit, chinuit, răstignit. Petru se blochează. Nici nu mai aude următoarele cuvinte. Și a treia zi va învia. Și le ia deoparte pe Domnul Iisus și spune, să te ferească Dumnezeu, Doamne, se întâmple așa ceva. Și Domnul Iisus se întoarce spre el în auzul tuturor și spune, înapoi a mea Satanu. Vă întreb, ce misiune poate face acest Petru pentru împărăția lui Dumnezeu? Cuvintele sunt bune, dar ceva lipsește în spatele lor. Ce înseamnă să crezi că Iisus este Hristosul? Să repeți formula? O, nu! Nu, dragii mei, abia după înviere, pe malul Mării Tiberiade, când Domnul Iisus se uită în ochii lui și spune, mă iubești, Petre? Mă iubești? Mă iubești? Abia acolo încredințează misiunea împărăției, paște, ielușeii mei, oițele mele, oile mele. Știți care e problema zilelor noastre? L-ascultam pe părintele Tofană vorbind aseară, am prins un crâmpei din vorbirea lui și spune, în astfel de vremuri, bisericile sunt pline. Dar din păcate și holurile tribunalelor sunt la fel de pline cu aceiași enoriași care de Crăciun și de Paște umplu clădirile bisericilor noastre. Și mă întreb, ce misiune a împărăției poate să facă creștinismul nostru care semănăm cu Petru, care are cuvintele potrivite, dar viața nu mai este acolo. Dragii mei, până când cuvintele și viața nu se adună la oaltă, până atunci noi putem discuta despre scopul bisericii, misiunea bisericii, valorile bisericii, organizarea bisericii. Putem folosi ani de zile ca să povestim de lucrul acesta. Până n-ai răspuns la prima întrebare, cine ești, Doamne, nici n-are rost să pui pe a doua. Ce vrei să fac? În cartea Matei ne vom întâlni cu împăratul
Și eu cred că una din întrebările care ar trebui să se rostogolească de-a lungul săptămânilor este: cine ești, Doamne? Și dacă vom ajunge la concluzia lui Petru, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, abia cartea Deuteronom va testa dacă sub cuvinte există și realitate. Pentru că Deuteronomul spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, toată puterea, tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Jumătățile de măsură, dragii mei, ne descalifică din misiunea împărăției lui Dumnezeu. Putem avea cuvintele potrivite, putem cânta cântările potrivite, putem predica predicile potrivite, dar dacă viața nu susține ceea ce spunem, vom auzi înapoi a mea: Satano, niciodată nu v-am cunoscut. Dar, Doamne, ne-am scos dragi în numele Tău. Nu. Depărtați-vă de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Dacă Hristos este Domnul, El vorbește și eu ascult. Eu sunt în slujba Lui, nu El în slujba mea. Îmi doresc mie și familiei mele un an lângă Domnul. Un an lângă Domnul. Dar pentru asta mă întreb, oare sunt gata de anul nou să accept provocarea lui Dumnezeu, făcută lui Avram? Avrame, eu sunt El Shaddai, Dumnezeu cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Trăiește în ascultare de mine. Caută să te frămânzi cu planurile mele, nu cu ale tale. Ieși din planurile tale, vino în planurile mele. Lasă cărămizile și smoala și întoarce-te spre oameni. Începe cu copiii tăi, cu vecinii tăi, cu frații tăi. De ani de zile, noi definim biserica în felul acesta. Cine ești, Doamne? De-aia ne adunăm la oaltă. Și pe măsură ce primim răspuns, ar trebui să ne împrăștiem bucuroși prin cetate, ca preoți, încercând să răspundem cu viața la a doua întrebare: ce vrei să fac? Prima duminică? Prima cină? Dacă Dumnezeu ne va învrednici, vor fi altele în fiecare lună, dar biserica primară o avea în fiecare zi. Ei frângeau pâine acasă, luau hrană cu bucurie și curăție de inimă și tot norodul îl lăuda și Dumnezeu adăuga la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Dar observați, la cina Domnului va trebui să ne hotărâm la ce întrebări trebuie să răspundem. Ne apropiem de masa Domnului. De ani de zile, citind textul din Corinteni, știm că avem de făcut două lucruri. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului. Poate notați cele două întrebări ale lui Saul în drum spre Damasc. Cine ești, Doamne? Cum aș putea să-L pomenesc pe El fără să fi răspuns la această întrebare? Dragii mei, totul se reduce la cuvinte. Cuvinte goale, vieți goale. Cine ești? Și ce vrei să fac? Practic, cele două lucruri ar trebui să le reîmprospătăm de fiecare dată, ori de câte ori ne apropiem de masa Domnului. Dar ca să răspund la prima întrebare, în Apocalipsa, care începe așa, descoperirea lui Iisus Hristos, ne-am uitat la metaforele din text și am văzut cum ni se descopere Hristos. Și metaforele acoperă atât prima cât și a doua venire. Dați-mi voie să înșir câteva dintre ele. În primul rând, la prima venire este Fiul Omului, mielul, pruncul. La a doua venire este leul din seminția lui Iuda, judecătorul și mirele. Ce înseamnă toate acestea? A primit din partea Tatălui mandatul să așeze pe pământ o împărăție veșnică care nu va trece nici de cum.
O, dar mandatul este primit în contextul în care fiarele se ridică din marea cea mare să așeze împărății omenești pe pământ, călcând, rupând totul. Or, fiul omului este contrapus acestor fiare, dragii mei, și el trebuie să schimbe strategia. În loc să rupă, să sfâșie, se lasă rupt și sfâșiat în locul nostru al tuturor, ca mielea lui Dumnezeu. Și pentru asta a trebuit să se nască într-o iesle, să devină om ca tine, ca mine, să trăiască printre noi fără păcat și apoi să treacă prin judecata lui Dumnezeu, și învierea este dovada neprihănirii lui. Dar, deși s-a înălțat, istoria nu s-a încheiat încă. Ca să repare tot ce am stricat în prima parte din Genesa, el trebuie să revină pe pământ. Trebuie să revină ca leu din seminția lui Iuda și cu suflarea gurii lui să nimicească pe vrășmașii lui. Și apoi să șade pe tronul mare și alb al judecății. Se vor deschide cărțile și o altă carte și oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții va fi aruncat în iazul care arde cu foc și cu pucioasă. Și abia după aceea va începe nunta. Mireasa lui s-a pregătit, i s-a dat să îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. Nu și-a câștigat ea hainele albe, ci le-a albit în sângele mielului, îmbrăcată în neprihănirea lui Hristos, va fi prezentată Tatălui sfântă și fără prihană, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Dragii mei, spre punctul acesta aleargă istoria toată. Asta așteaptă cerul. Și dacă ești mireasa lui, el va împărți tronul cu tine, slava cu tine, moștenirea cu tine. Dar noi suntem în Evanghelia după Matei. Oare există și acolo descoperire a lui Iisus Hristos pentru noi, ca să ne adunăm în jurul acestei descoperiri la masa Domnului? Mă întorc înapoi la versetul 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Sunt câteva personaje în versetul acesta. Iisus, care este Hristosul, David și Avram. Dar cele trei personaje, practic, aduc înaintea noastră trei legăminte. Legământul avramic, legământul davidic și noul legământ ratificat în sângele lui Iisus Hristos, ceea ce celebrăm noi astăzi. Legământul davidic, sau ca fiul lui David, el moștenește promisiunile lui Dumnezeu și sunt uriașe. Un scaun de domnie veșnic în împărăția lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu. Și un împărat mare preot. Dar pe scaunul acesta de domnie, ca să pot sta și eu, cumva ar trebui să moștenesc, să particip, să împartă cu mine moștenirea pe care a câștigat-o. Lasă-mi voie să-l iau pe cronicar și să-l las să zugrăvească istoria Vechiului Testament. Totul pleacă din Adam. Genesa, capitolul 2. L-a plămădit din țărâna pământului, a suflat în nările lui suflare de viață. Dar a urmat căderea și marea întrebare este: dacă am fost creați după chipul lui Dumnezeu pentru a fi mireasa lui Hristos și a ședea pe scaunul de domnie a lui Dumnezeu, cum vom urca panta aceasta când păcatul a atins întreaga omenire? Legământul avramic devine soluția, prisma, dragii mei, lentila hermeneutică prin care se poate judeca întreaga istorie. Unul din fiii tăi va ședea pe scaunul de domnie al Domnului, împărăția lui și în casa tatălui meu, spune Nathan. Știți ce se spune despre Solomon așezut pe scaunul de domnie al Domnului? 1 Cronici 29 cu 23. Dar este o problemă. Solomon este asociat cu 666. Compromisuri pe absolut toate planurile. Până acolo în care Dumnezeu, când îi se arată ultima dată, îi trântește ușa noastră, dragii mei, și îmi spune: îmi pare rău. Solomon este cel care a pornit istoria lui Israel spre groapa ruperii relației cu Dumnezeu. Dacă Dumnezeu în mila lui n-ar fi avut un plan să-l ducă mai departe, una din întrebări este: oare ce se va întâmpla cu promisiunea făcută lui David? Oare va mai exista un fiu al lui David care se șade pe scaunul de domnie al Domnului să ne poată ridica
Când Tatăl voia să aducă mulți fii la slavă, careva dintre noi va ajunge acolo, dacă nu în orângerea supus e lumea viitoare, legământul davidic se va mai împlini vreodată ca să domnim împreună cu Hristos? Dragii mei, legământul davidic a devenit temelia tuturor profețiilor mesianice de după David. Tuturor profețiilor mesianice. Priviți istoria lui Israel. Primele 6 cărți, apoi judecători și vine regatul unit. Saul, David și Solomon. Solomon este fiul lui David, cel care ar fi putut moșteni promisiunea lui Dumnezeu, dar din pricina compromisurilor, Dumnezeu îi trântește ușa în nas și rupe regatul. 10 seminții la nord cu capitala la Samaria, 2 la sud cu capitala la Ierusalim. În 722 Dumnezeu semnează cartea de despărțire pentru Israel și nu mai este drum de întors. Pe vremea aceea, profetul Isaia stă și se gândește la promisiunile făcute de Dumnezeul lui David și își umple profeția. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat sfetnic, Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor, Domn al păcii. O pace fără de sfârșit va da scaunului de domnie a lui David. Citiți capitolul 11, vlăstarul lui Isai, va fi un steag pentru popoare. Treceți prin capitolul 53, vedeți cine aduce un cer nou și un pământ nou. Nu, Isaia nu crede că Dumnezeu a pierdut controlul istoriei. Nu crede lucrul acesta. Dar coborâți un pic mai jos, la Ieremia 586, cade Ierusalimul, se dărâmă templul, începe robia babiloniană. Și Ieremia trăiește cele mai negre momente și scrie plângerea lui Ieremia și se întreabă ce s-a întâmplat cu legământul davidic. Apoi vine exilul și acolo găsim pe Daniel și Ezechiel și după 70 de ani începe să vorbească Zaharia. De ce toți acești profeți au rămas cu nădejdea împlinirii legământului davidic? Dragii mei, dacă ei n-ar fi avut nădejdea asta, noi n-am celebra astăzi cina Domnului. Dați-mi voie să iau un singur text, vă las pe dumneavoastră să citiți toate celelalte texte. În Ieremia, capitolul 31, Dumnezeu anunță noul legământ. Pentru că vechiul legământ era deja rupt sau pe punctul de a se rupe și nimeni nu se mai putea întoarce în baza lui în relație cu Dumnezeu. Era nevoie de un nou legământ ratificat nu cu sânge de taur și de viței, ci cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos. Așa vorbește Domnul. Dacă puteți rupe legământul meu cu ziua și legământul meu cu noaptea, așa încât ziua și noaptea să nu mai aibă vremea lor, atunci se va putea rupe și legământul meu cu robul meu David, ca să n-aibă urmaș care să șadă pe scaunul de domnie. Dragii mei, de când este pământul și cerul, ziua și noaptea se succed așa cum a hotărât Dumnezeu. Și dacă noi n-am putut rupe legământul cu ziua și cu noaptea, nici legământul davidic și promisiunile lui n-au dispărut, ci și-așteptau împlinirea. Efectele legământului davidic trec dincolo de spațiul Vechiului Testament. Observați 1-2 cronici, începe de la Avram și ajunge în robia babiloniană cu un mic hop împrumutat din Ezra. Dar continuați, vă rog, dincolo de acest fals fiu al lui David, care prin compromisurile lui a aruncat istoria în groapa despărțirii de Dumnezeu. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram, născut din femeie, născut sub lege, trăit printre noi, fără păcat, răstignit pe lemn în locul meu, în locul tău, înviat a treia zi din morți și înălțat la cer, șa de la dreapta Tatălui ca să desăvârșească mântuirea noastră prin mijlocirea Lui și îl așteptăm să revină ca împărat. Maranata, vino, Doamne Iisuse! Suntem la masa Domnului. Două lucruri avem de făcut. Cine ești, Doamne? Și ce vrei să fac? Dacă te-ai întâlnit cu împăratul și prin nașterea din nou ai fost invitat în împărăția lui, nu poți pleca de aici fără să pui și a doua întrebare. Pe cine pomenești când întinzi mâna în blid? Pe Iisus Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, din prima parte a declarației lui Petru, în care oricum nu crezi și trebuie să-i dai sfaturi și e supărat pe el că nu ți le ascultă și că nu ți răspunde la rugăciune? Pe cine îl pomenim?
Cine este El? Nimeni nu devine parte a împărăției Lui dacă nu-L recunoaște pe împăratul, dacă nu se pleacă sub autoritatea Lui. Dar apoi avem un singur lucru de făcut, o singură sărbătoare, nici Crăciun, nici Bobotează, toate astea, dragii mei, le-am împrumutat noi pe nedrept. Una singură, să vestim moartea Domnului până va veni El. Nu odată pe lună, ci în fiecare zi, fiind întrupări vii ale efectelor morții Domnului Iisus Hristos. Dacă încă continui să umblu cu păcatele pe mine, sunt Petru acela care îi dau sfat lui Hristos și care nu mă interesează jertfa Lui, deși sunt baptist, penticostal, ortodox, catolic, religia oricum nu mântuiește pe nimeni. Dragii mei, dacă sub cuvinte nu există viața și dacă nu o dovedesc prin ce spun și ce fac, sunt un fățarnic. Fac lucrarea diavolului. El îmi spune ce să fac. Da? El îmi spune ce să fac. Am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus în noaptea care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cină a luat paharul și l-a dat zicând: acesta este legământul cel nou, nu este legământul lui Avram, nu este legământul mozaic, nu este legământul davidic, ci legământul cel nou în sângele meu. Beți toți din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Dragii mei, nu știu ce rezoluții, planuri v-ați făcut pentru anul nou, dar fac o propunere. Oare mi-ar fi împlinită viața dacă aș dori ca în anul acesta să găsesc răspunsuri mai profunde la prima întrebare? Cine ești, Doamne? S-ar merita să-mi pun timp deoparte pentru asta? Să citesc Evanghelia după Matei? Să cad la picioarele Domnului Iisus Hristos ca Toma și să zic: Domnul meu și Dumnezeul meu? Așa, mă, doua întrebare. Oare dacă m-am întâlnit cu El, nu cumva ar trebui să mă intereseze și răspunsul la a doua întrebare? Ce vrei să fac? Notați, vă rog, întrebarea nu sună: ce aș vrea să faci tu? Pentru că ni spline rugăciunile de cereri, ci ce vrei tu, Doamne, să fac eu? Cu alte cuvinte, eu sunt în slujba ta, nu tu în slujba mea. De ce am te-a zis Dumnezeu să ne facem chipul cioplite, dragii mei? Pentru că în momentul în când îți faci un Dumnezeu, trebuie să tragi un folos din el. Ai schimbat rolurile, ai trecut în centrul cercului și lași pe Dumnezeu să graviteze în jurul tău și crezi că este un fel de duh al lămpilui, Aladin, care trebuie să-ți împlinească rugăciunile. Dragii mei, El este șeful. Eu nu înțeleg totdeauna căile Lui, dar indiferent ce va face, aș vrea să rămână Domnul și eu să rămân alipit de El, să umblu înaintea Lui fără prihană. Dragii mei, cum ar fi, în loc ca să roage unul pentru noi, să ne ridicăm și gândiți-vă doar la cele două întrebări. Trebuie să-L pomenim pe El și să vestim moartea Lui până va veni El. Și ca să-L pomenești pe El, trebuie să-L cunoști pe El. Cine ești, Doamne? Și am putea să-I spunem înainte de a întinde mâna în blid: Doamne Iisuse, aș vrea să Te cunosc mai bine, mai mult, mai adânc, mai real. Nu ca Petru, ci ca El mai târziu. Prăbușit înaintea Ta, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Și apoi, Doamne, Te rog, deschide-mi urechile să-mi spui ce vrei eu să fac. Nu le pot face pe toate. Mi-a rămas puțin energie, puțin timp, dar cu cât mai am,
Ce ai vrea să fac? Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm.